Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică aplicată. Vom discuta despre subordonata atributivă. Ce vom avea în vedere? Subordonata atributivă, termenii regenți, surse pentru recapitularea atributivei și construirea unei fraze care include o propoziție atributivă. Ce vom urmări legat de subordonata atributivă? În primul rând, ce este? Bineînțeles, realizare propozițională a unui atribut. Da? Iată un exemplu. Atributul atent poate fi expansionat în propoziția care e atent. Bineînțeles, atributiva răspunde la întrebările care, ce fel de. Vreau să știu și termenii regenți. Un substantiv, comun sau propriu, un pronume, un numeral. Pentru sursele suplimentare de recapitulare, iată, site-ul www.educred.ro sau canalul de YouTube Educred Gimnaziu te va ajuta. Și acolo vei găsi, însă pe livresc, vei găsi propoziția subordonată atributivă de data aceasta, un material interactiv care pune accent și pe noțiunile de teorie. Dar să trecem la treabă, construirea unei fraze. Să vedem contextul. Să scrii despre o trăsătură a unei cărți sub forma unei fraze, alcătuită din propoziție principală și o subordonată atributivă. Pasul 1. Este foarte important să reții despre ce trebuie să scrii. Pasul al doilea. Să stabilești termenul regent al atributivei. Să construiești o propoziție cu regentul pe care tu l-ai ales. Să construiești subordonata și, bineînțeles, pasul 5, care este esențial, să verifici fraza pe care ai construit-o. Contextul. Scrie o trăsătură a unei cărți sub forma unei fraze alcătuită dintr-o propoziție principală și o subordonată atributivă. Mai întâi, ideea. Da? Ideea frazei. Despre ce trebuie să scriu? Păi să includă o trăsătură a unei cărți. Este alegerea ta. Care este cartea pe care vrei să o, sau despre care vrei să spui, sau căreia vrei să-i atribui o trăsătură, să-i numești o trăsătură? În pasul al doilea, trebuie să-ți alegi regentul. Aici, regentul, așa cum spuneam, poți să-ți alegi un substantiv comun, poți să-ți alegi un substantiv propriu, da? Nu este nicio problemă, poți să-ți alegi un pronume, poți să-ți alegi un numeral. Bun. Să-mi stabilesc regentul. Nu știu, cred că o să aleg un substantiv. Mi se pare cel mai simplu că pot să aleg un substantiv, că aș putea să aleg un substantiv propriu, că aș putea să aleg un substantiv comun. Să construiești o propoziție cu substantivul acela. De exemplu, eu o să construiesc o propoziție. Am citit un roman. Bun. Am construit propoziția. Mai departe, îmi spune să construiesc subordonata, dar voi scrie mai întâi propoziția în care am folosit regentul. Am citit un roman. Și acum vreau să introduc o trăsătură, un roman care
prezintă lumea inocentă a copiilor dintr-un sat din Africa. Bun. Mergem mai departe să verificăm. Am prezentat o trăsătură a unei cărți? Da, am prezentat o trăsătură a romanului acela pe care l-am citit. Trăsătura este că el prezintă o lume inocentă a copiilor dintr-un sat din Africa. Mi-am ales regentul? Da, regentul meu este substantivul, substantivul roman. Am construit o propoziție în care să am regentul acela? Da, am construit propoziția. De ce? Pentru că pe aceasta o voi folosi și ea va deveni propoziție principală în frază. Bun, apoi ce am făcut? Păi am introdus, așa cum spuneam, un cuvânt cu rol de conjuncție, da, ca să introduc subordonata și am introdus subordonata. Da? Care roman? Sau despre ce roman? Vorbesc despre un roman care prezintă lumea inocentă a copiilor dintr-un sat din Africa. Am făcut verificarea și este foarte important să nu uiți acest pas 5. Exercițiile individuale pe care ți le propun au legătură și să știi că pot fi rezolvate dacă ești atent la pașii pe care ți-am spus mai sus. Să scrii o informație despre scrisul de mână sub forma unei fraze, să alcătuiești o frază, dar un substantiv propriu să fie termenul regent, sau să formulezi un enunț în care propoziția scriitorii m-au impresionat să fie regentă pentru o subordonată atributivă și să construiești o frază în care o propoziție, propoziția de fapt oricui citește, să fie subordonată atributivă. Aici ai bibliografia pentru informații suplimentare și resursele pe care le-am utilizat în realizarea acestui material. Îți mulțumesc și ne vom revedea la o nouă lecție de gramatică aplicată.